cadru chiar interesant cu punga asta. Deci e o pungă de la Lidl. Vedeți din titlu deja că este un hol de cumpărături de la Lidl, pentru că nu mai aveam mai nimic prin casă și a trebuit să mergem să facem cumpărături serioase, atât de serioase încât o bandă întreagă a fost doar pentru noi. Am lăsat o grămadă de bani acolo, dar asta e. Sunt lucruri de care chiar aveam nevoie în casă. Deci punga nu o pot ridica. Mi-a mai scos soțul aici lângă mine produsele de curățenie pentru că nu știu cum se întâmplă, dar mi se termină toate deodată. Și sunt un om care are și provizii, adică nu am doar un singur produs de genul acela, mai am, dar de data asta s-au terminat toate deodată, așadar a trebuit să-mi refac stocurile. S-au dus stocurile alea de bani, dar s-au refăcut de trebuincioase prin casă. Așadar, dragii și dragile mele, pregătiți-vă, stați liniștiți, luați-vă o băuturică bună, un pumpkin spice, ceva, ceva de ronțăit, că avem de vorbit, sper să nu mă lungesc mult, dar sunt destul de multe lucruri, după care o să terminăm cu puțin Pepco, că am luat și câteva lucruri din Pepco. Astăzi este vineri când filmez, 13 septembrie, și am spus că weekendul ăsta la câți bani am cheltuit astăzi nu mai ieșim din casă, că nu are sens, ne-am făcut provizii de mâncare, de dulciuri, de ce mai avem noi nevoie așa pentru weekend, că weekendul e... sunt cheat days-urile noastre, dar am zis că clar nu mai ieșim weekendul ăsta nicăieri. M-a dus soțul la Pepco ca să-mi alin dorul, pentru că n-am fost săptămâna asta deloc. Eu trebuie să merg în fiecare săptămână să văd ce a mai apărut, care mai e mersul lucrurilor, și vânez din colecția de Halloween o cană mov pe care scrie Hocus Pocus și e în formă de ceaunel, dacă nu mă înșel, o tot văd pe TikTok, dar trebuie să mă duc să vânez, în fiecare știți cum e la Pepco, trebuie văzut, plăcut, luat, nu stat pe gânduri. Vă arăt la sfârșit și Pepco pentru că sunt foarte puține lucruri. M-am dat cu un gloss, ăla de la Fenty, Gloss Bomb, și nu știu de ce e cam lipicios astăzi, nu știu care e chestia, pentru că mă vedeți că-s cu fața de ou fierăt la purtător, după o zi de muncă, de alergătură, este 7 și 10 seara, dacă vă interesa, dar fac aceste mici disclaimere din cauza faptului că mă voi bâlbâi pe parcursul videoclipului și să știți de ce. Hai să începem cu produsele de curățenie. Am luat un detergent pentru baie pe care îl tot vedeți voi în toate empty-urile mele, produsele terminate. Îmi place mult. Se terminase, evident. Un din ăsta pentru geamuri și pe acesta l-ați tot văzut în Empties. Și apropo de Empties, trebuie neapărat să filmez și un clip de produse terminate pentru că iar mi s-a strâns dita mai punga. Cadru minunat cu toamnă, vedeți că am schimbat și păturica în spate, că le schimb așa la o săptămână, două, deci pe canapea asta nu prea stă nimeni. E mai mult de decor, dar mie îmi place așa să revigorez și să refreșuiesc atmosfera spălând păturele, pernițe, treburi de genul ăsta. Da, ăsta mi se pare foarte bun, detergentul ăsta pentru geamuri. Am luat și unul pentru toaletă din gama V5. Nu vă mai zic prețuri pentru că bănuiesc că le știți și voi pe cele de la Lidl. Dacă mi se mai vede vreun genunchi, vreun picioruș, este pentru că, așa cum v-ați dat seama deja, sunt pe covor, unde-mi place mie cel mai mult să filmez și unde mă simt cel mai bine, pentru că am și loc să mă desfășor. Un detergent lichid de la Formil, nu l-am mai găsit pe cel mare și l-am luat pe ăsta pentru rufe colorate, Radiant Colors. Vreo 18-19 lei a fost ăsta, iar Arielul care era lângă el era 70 de lei. Ireal. Da, Lenor, v-am spus că mi s-a pus pata pe Lenorul ăsta albastru, persistă pe rufe, miroase așa de frumos și l-am descoperit la mama în ultima perioadă. Bine, mama spală cu el de multă vreme, mai alternează și cu altele, însă se tot întoarce la Lenor. Îmi place, așa că l-am luat tot pe acesta. Nu-i produs de curățenie ăsta, dar era de lângă sticle. A găsit soțul de la Caribbean Style un nectar de banane și a luat. Cred că astea sunt toate produsele de curățenie, dacă or să mai fie, o să vă arăt. Ah, și mai avem aici o rolă din asta de hârtie pentru bucătărie. Bun, și acum să trecem la pungă. Stați că mai e ceva aici. Ouă. Am luat 10 ouă. Uite așa. Bun. Hai să vedem ce avem aici. Pentru mâine dimineață la cafea mi-am luat două pain au chocolat din astea.
mâine, fetelor. Deci mâine. Dar weekendul ăsta nu cred că o să filmez vlog, pentru că vreau să mă odihnesc. Am avut o perioadă foarte agitată și săptămâna asta a fost o săptămână foarte zbuciumată, psihic, emoțional, profesional pe alocuri, și vreau să mă odihnesc puțin, vreau să mă adun un pic, să citesc, poate să stau acasă cu soțul meu. Soțul meu mâine lucrează, dar vine mai devreme, și poate să ne uităm la un film, să stăm împreună, să-mi liniștesc un pic mintea. De asta am zis că filmez vlogul ăsta cu haul-ul Lidl, ca să am videoclip pentru duminică sau luni, pentru că astăzi suntem asigurați, ați văzut deja haul-ul Pepco, pentru că Pepco e aici, toamna, iarna, știți că avem 100 de haul-uri Pepco. Mâine o să beau primul pumpkin spice, asta vă spuneam, de anul acesta, și practic trebuie să marchez momentul așa, să mănânc ceva bun, să stau liniștită, să-l savurez, în fine, am eu păsăricile mele. Am văzut tot la mama, când am fost la țară, că avea un snack mix din ăsta de la Alesto, iar eu nu mai văzusem la Lidl sau nu m-am uitat. Și mi-a plăcut foarte mult, are alune, caju, migdale și fistic sărate, prăjite și sărate. Și mie îmi plac foarte mult astea prăjite și sărate, nu îmi plac alea crude deloc. Mă uitam la unghie pentru că s-ar putea să vedeți, sigur o să remarcați, că mi-a zburat o unghiuță. În rest au rezistat foarte bine, mâna asta chiar a rezistat bine, dar cu dreapta, uite că a sărit, trebuie să-mi fac și unghiile. Da, nu știu dacă l-ați văzut pe ăsta, dar e bun, de ronță e. Iar totul și-a luat fistic. Uite, așa, noi de la Lidl un fistic, migdale, cotton pads, dischete de machiante, nici din astea nu mai aveam, evident. Asta, pentru frigider. Nu știam ce este, m-am tot uitat eu în coș, dar un odorizant pentru frigider am mai luat de la ei, foarte bun. Ce mai avem? O pâinică, franzelă albă. Ne era și puțin foame când am fost, deși mie nu mi-era așa foame, dar soțului era foame și uite, uite la ce s-a ajuns aici, în punga noastră. Nu mai aveam lapte pentru cafea. Și am luat băutura asta din migdale, că asta nu-i lapte totuși, dar îmi plac foarte mult astea vegetale mie, nu știu cât sunt de sănătoase, dar în fine, asta este altă discuție. Și asta era sugar free și era și la reducere. Ideea cu ele este că în momentul în care l-ai desfăcut, în maxim, maximul maxim este de 5 zile, după care nu, se strică, se umflă cutia, trebuie aruncat. Pe el scrie că poate fi folosit 3 zile de la deschidere, 2-3 zile de la deschidere. Cam așa, pentru că altfel nu mai este în regulă, din păcate. Aici a luat soțul un amestec de condimente pentru gyros, corectați-mă voi că nu mai știu la momentul ăsta care este varianta corectă. Noi nu vrem să-l folosim nici pentru gyros, nici pentru gyros. Vrem să-l folosim pentru mâncare. O să vedeți imediat ce mâncare o să facem weekendul acesta. Mi-am luat două sticluțe de limonadă. Aceasta este varianta cu lămâie de la Timbark și asta cu lămâie și pepene. A trecut vara, însă ca să nu iau cola, iau și eu ce apuc. Încă un deodorant, să-i zicem, odorizant, nu deodorant, doamne, deja am scăpări, un odorizant pentru frigider, încă unul să fie de rezervă, pentru că soțul meu este hârciog, el adună, să fie, să avem în casă. Ecler cu aromă de vanilie și glazură de cacao, peste tot soțul le-a agățat de pe raft, v-am spus că lui era fomică. Am luat și două Kinder Maxi King. Noi trebuie să avem în casă dulciuri, trebuie să avem mâncare, trebuie să avem de toate în casă, că altfel nu funcționăm. Ce mai e aici? O ciocolățică din asta cu cocos, nu știu de ce vă arăt invers, cu cocos. Am luat două din astea, îmi plac mie foarte mult. A luat soțul Hamon Serrano, avea din săptămâna asta iberică, cred că a fost ea. Vrem să facem, hai să vă spun că nu e totuși niciun secret, vrem să facem musaca și o să tapeteze practic tava cu hamon serrano din asta. O să vedem cum o să iasă totuși. Totul este
cel mai mare bucătar al casei, deci el decide ce și cum. Aici avem niște odorizante pentru toaletă, ieftinele și am luat. De ce nu? De ce trebuie să dăm o căruță de bani pe brandul? Încă o din asta, că v-am spus că trebuie să fie două. Șervețele umede să fie în casă, și pe roz și pe albastru. Carne tocată de vită porc pentru musaca. Avem legume de la țară, așadar legume n-am mai trebuit să cumpărăm. Doar un morcovel, că morcovel nu aveam. Și tot pentru musaca am luat brânză din asta deja rasă, 10 lei este una. Zic, de ce să ne mai chinuim noi să stăm să răzuim când putem să luăm gata răzuit și să punem între straturi deasupra? N-am mai făcut de mult musaca acasă, tot soțul a fost cu ideea. Așadar, asta a rămas, oricum nu aveam alte idei. Niște șervețele intime, niște absorbante. Aveam nevoie de alte lavete din astea din microfibră, pe care le folosesc, au diverse întrebuințări, pentru curățenie, bineînțeles. Șterg în diverse locuri și pe jos, sunt foarte, foarte bune să curăț parchetul cu ele. 4 bucăți, cred că 6 sau 7 lei a fost. Uite, așa, pe diverse culori. Iar eu le schimb, le arunc foarte, foarte des, le spăl, dar în momentul în care s-au îmbăxit și știu că nu mai sunt în regulă, le arunc. Am tot văzut ciocolata asta la fete, la fetele pe care le mai urmăresc eu și fac haul-uri de cumpărături Lidl și alte asemenea, cum că ar fi, ar avea gustul de Raffaello. O să vă spun dacă așa este, dar tot ce este cu cocos, bineînțeles că mie îmi face cu ochiul, de la Fincare, sau Fincare, nu e Fincare, e Fincare. Uite așa. Dacă ați mâncat, să-mi spuneți în comentarii. Soțului v-am spus că era fomică tare, nu? Și-a luat și niște păstrăv. Lui place peștișorul. Pentru mâine, zice, că dacă tot nu ieșim, îl face la air fryer de obicei. Asta este o tortilla con bacon. Este o omletă cu cartofi și bacon. Am mai luat noi odată, tot din săptămâna asta, iberică, și a fost foarte bună. Tot la air fryer am făcut-o și a fost perfect. O salată de băuf cu carne de vită. Deci asta este un haul de cumpărături foarte sănătos și foarte fit. Ce să zic? Apropo de fit. Asta i-am luat să-i mâncăm astăzi, că nu mai avem chef să facem nimic. Niște cheeseburgeri cu carne de vită. Am mai luat noi, parcă. Trebuie să le bag neapărat la frigider. Niște roșii pasate. Deși, nu știu de ce am luat asta, pentru că avem de la țară suc de roșii. A făcut mama cu tata o grămadă de suc de roșii, așadar am luat și noi o sticluță, două, și pe măsură ce mergem, dacă mai avem nevoie, mai luăm, dar nici n-am unde să țin, că nu am cămară, deci asta nu știu de ce am luat-o, în fine. A luat soțul un frizante din ăsta și am luat un aluat pentru croasante. Croasante, sper că zic bine. Eu am mai luat așa ceva, ați văzut într-un daily vlog trecut că am făcut croasante atunci, au fost foarte bune, 6 bucăți ies, cred că, nu, totuși cred că ne-au ieșit mai multe atunci, nu mai știu exact, dar e foarte bun aluatul și acum este perioada tocmai bună pentru copt. Bun, asta este ce am luat de la Lidl, hai că nu m-am lungit chiar așa de mult cu vorba, nici n-aveam ce să vă spun mare lucru, doar să vă citesc ingredientele, ce să fac altceva. Iar de la Pepco, n-am găsit mare lucru, din păcate, în Constanța foarte prost aprovizionat față de ceea ce văd pe internet. Dar aia e. În schimb, am găsit ceară. Și am găsit ceara de Crăciun, căci de ce nu, cu pumpkin, cu chestii, n-am găsit. Dar s-a lipit aici. Ce pisici? Hai, mă! Hai, rup. Am luat două, apple cinnamon, miroase absolut delicios, dar o să o folosesc și perioada asta, de ce nu? E mai de Crăciun, e așa, dar totuși o să vedeți în MTS că am descoperit că mai aveam un odorizant cu aromă de vin fiert, ce l-am folosit prin casă, absolut minunat. Deci abia aștept să vină și perioada aia, dar vreau să mă bucur de toamnă întâi. Dar ne bucurăm și cu apple cinnamon, dacă pumpkin n-am găsit la Pepco. 7,50 lei a fost una. Și
Și soțul și-a luat niște șosetuțe negre, deci nu mare lucru. Și cam astea sunt cumpărăturile, dragile mele. Să-mi spuneți și voi ce vă cumpărați de la Lidl, dacă cumpărați ceva din produsele pe care vi le-am adus eu astăzi în atenție, ce mai gătiți, în primul rând, ca asta cu ce gătesc și ce mâncăm e întrebare general valabilă, ce v-ați mai luat de la Pepco. Chestiuni din astea de le discutăm noi aici de fiecare dată, pentru că de asta suntem aici, să împărtășim lucruri frumoase, poate superficialități, banalități pentru unii, dar lucruri care ne bucură inima pentru noi. Pentru astăzi vă las să vă odihniți, să vă relaxați weekendul ăsta. De fapt, la momentul la care îl vedeți, e cam termină weekendul, așa că sper că v-ați odihnit și că v-ați relaxat și, într-adevăr, am de gând ca în perioada următoare să mă odihnesc în weekenduri, să mă liniștesc după săptămânile astea pline de muncă, agitație zilnică și alte asemenea. Trebuie să avem neapărat și timp pentru noi, pentru că altfel ne pierdem în zgomotul lumii. Pentru astăzi vă las, să ne vedem cu bine data viitoare. V-am pupat!